Spuneți când putem începe. Gata? Toată lumea? Vă salut și mulțumesc că ați dat curs acestei invitații, ca de fiecare dată. Că tot transmitem scrisori oficiale, dar cred că astăzi, doar prin intermediul dumneavoastră, putem să fim auziți. Astăzi anunț public despre decizia primăriei Chișinău în legătură cu ultimul atac Raider asupra întreprinderilor municipiului Chișinău și anume, în special, asupra S.A. Apă Canal. Dacă cei de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului nu își retrag și nu anulează jupuierea municipiului și nemijlocit a Apă Canalului de 12 milioane lei, care trebuie să fie achitați de către întreprindere pe motive absolut alogice, acoperindu-se cei de la inspectorat cu așa numită lege, atunci declar public de săptămâna viitoare, și anume din ziua de luni, cei mai mari agenți economici din industria alimentară vor fi deconectați de la rețeaua de canalizare publică. De ce spun cei mari? Deoarece anume de la aceste întreprinderi producătoare, devărsările în canalizarea publică au o concentrație sporită. Deși sunt atenționați, iar periodic aceștia fiind deconectați pentru încălcarea normelor. Aceștia trebuiau să aibă stații de preepurare pe teritoriul său, controlul cărora și gestionarea acestui proces al instalării și amenajării este în sarcina autorităților centrale abilitate. Vom începe cu întreprinderile strategice de stat. Dacă nu vă retrageți prostiile pe care le-ați înaintat municipiului, vă asumați absolut toate consecințele în acest sens. Sunt recomandările dumneavoastră, nu vine apa de la stație de epurare înapoi spre agenții economici, spre întreprinderile de stat. Totul se întâmplă absolut invers. Toate diversările vin de la întreprinderile de stat, de la agenții economici mari și se duc spre stația de epurare. Așa că succes! Aduc aminte, 12 milioane lei este suma înaintată de către inspectorat, S.A. Apă Canal, deoarece ar fi luat probe în luna septembrie de la stația de epurare, iar ca prin minune, probele analizei au fost gata tocmai în luna decembrie, atunci când s-au activat toate țintele asupra primăriei municipiului Chișinău. Deci, deși începând cu venirea mea în funcție despre aceste probleme de la stația de epurare am vorbit dintotdeauna și au fost sesizate toate instituțiile competente, inclusiv Ministerul de Ramură, Inspectoratul pentru Protecție Mediului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Agenția de Mediu, este primul an de la independență când nu a fost putoare de căcat de la stația de epurare. Asta deoarece am acoperit acele sute de mii de metri cubi, de tone de căcat care se uscau la soare. Nu am permis agenților economici să arunce în canalizarea publică toate devărsările periculoase. Deși pentru a fi soluționată problema totală este nevoie de stații de preepurare, acolo ne-am vorbit, la întreprindere de stat, la agenții economici mari, dar și realizarea următoarei faze de modernizare a stației de epurare cu investiții extrem de mari, estimate de către specialiști din exterior, la o valoare de 250 de milioane de euro. Respectiv, în aceste condiții, ținând cont de faptul că este o problemă de securitate națională, nu doar municipală, este nevoie și de implicarea și suportul financiar a autorităților centrale. Nu ei să ne jupoaie, dar să se implice. Și, repet, problema nu este doar a Chișinăului, este o problemă națională. S-au deprins să pună pe umerii locuitorilor din Chișinău, a primarului, a primăriei, mai multe probleme dureroase pentru toți și anume. Problema deșeurilor, selectarea acestora, de parcă la nivel de țară, au întreprins ceva, parcă au făcut ceva. N-au făcut absolut nimic. Dar poate ne spun unde au alocat bani din buget pentru astfel de proiecte. Poate nu sunt la Chișinău, dar poate la Cahul, poate la Breceni, poate la Ialoveni. Problema râului Bâc, care ține de competența apelor Moldovei. La fel, este o problemă națională. Problema pandemică, problema gazelor și multe altele. Am văzut că și prințesul gazelor, un dita mai de ministru, Obșorovici, care
ca un fufârlică. Ba fâlfâi cu un contract într-o parte, ba fâlfâi cu alt contract în altă parte și se laudă și zice că bunul Dumnezeu ne dă timp bun. Dar în problema ambuteiajelor, bunul Dumnezeu nu vă dă timp favorabil cumva să rezolvați această problemă. Deci am văzut că se expun. Se expun unul după altul tot felul de reprezentanți ai guvernării. Ăștia care, repet, n-au făcut nimic în jumătate de an decât să aducă țara într-o situație dezastruoasă. Pe partea de costuri, pe partea de prețuri, n-am văzut un lucru bun. Până când. Mă uit, cum ziceam, cum acești deputați, viceprim-ministri, viitori, poate premieri, președinți de comisii importante. Apropo, am văzut și un președințel de comisie, de economie, care este specialist în toate, mai ales în specialist în a scrie pe Facebook. Așa m-am uitat foarte atent. Văd, om integru, om bun, om cinstit. Trei apartamente, o casă, mașini. Nu vor organele de drept să-i întrebe, dar de unde are acest președințel de comisie care n-a făcut nimic în viața lui, n-a ridicat un pai. Apropo, acest președințel de comisie vă dezvăluie în premieră. L-am adus eu acasă. Era în diaspora. Când eram la Ministerul Educației. L-am angajat și peste jumătate de an l-am dat afară. Că în afară de a strica aerul prin minister, n-a făcut nimic bun. Acum strică aerul prin Parlament. Și în loc să se ocupe de politica bugetară fiscală, să se ocupe de proiecte de legi, de legi și tot așa mai departe, el scrie pe Facebook de dimineață până seara. Vă treziți-vă odată. Haideți să le luăm de la un capăt. Pentru că deja multe au realizat la nivel de țară, scopul lor este Chișinău. Ținta. Am impresia că toate politicile sale și ideile sunt pentru Chișinău, sau mai bine spus, contra primăriei municipiului Chișinău și a locuitorilor. Stați liniștiți, toți deja au înțeles că visați cu ochii deschiși la primăria Chișinău, iar pentru asta politicile voastre, repet, sunt pe Facebook. Și hai să spunem lumii cât de frumos și bravi sunteți și care totuși e obligația fiecăruia. Pentru că tot mai mult se interpretează în spațiul public, uite, primăria trebuie să gestioneze traficul. Noi v-am făcut o serie de propuneri în această privință, de care n-ați ținut cont absolut deloc. Mă refer doar la câteva din ele. Amenzi pentru parcări ilegale acolo unde sunt semnele parcare interzise puse de primărie. Nu prea am văzut acest lucru. Amenzi pentru acei șoferi care parchează în trei rânduri, din vari motive și care blochează benzile de circulație. Nu prea am văzut. Benzi reversibile, așa cum spuneam, pe Alea Rousseau, pe Vasile Lupu, pe multe alte străzi, unde acest lucru trebuie făcut. N-ați mișcat un deget. Un cadru legal modificat care ar veni să reglementeze cazurile de accidente în capitală, deoarece se întâmplă un accident mai mare sau mai mic, tot stau în mijlocul drumului preț de câteva ore și blochează circulația. Doar ieri am avut câteva din asemenea accidente. Și eu știu că sunt foarte mulți oameni cum se cade în poliție. Doar că primesc indicații astăzi din partea guvernării profesioniste, în ghilimele, ca să acționeze contrar lucrurilor. Reiterez, mașini nu s-au adăugat în municipiul Chișinău în comparație substanțial cu anul trecut. Dar dezastrul de astăzi este de proasta gestionare a acestor lucruri, ca și proasta gestionarea tuturor lucrurilor actuale guvernare. Referitor la centura Chișinău, noi am spus că suntem gata pentru acest lucru. Am văzut că cineva și-a pus epoleți. Da, dragă prințes al gazelor, nu este meritul dumneavoastră. Proiectul BRBI a fost negociat încă 2 ani în urmă. Și da, în acel proiect era inclusă și porțiunea 1-3 din centura Chișinău. Vreau să vedem cât de rapid și în ce formulă o să avansați în această privință. Așa. Cel mai interesant pentru dumneavoastră, dacă vreți, din această
perspective. Recent, Direcția Transport a solicitat într-o ședință lărgită să nu mai facă solicitări cu privire la o parte a mai multor funcționarași, oameni buni, de a avea undă verde sau coridor verde, pentru că rânza lui nu vrea să aștepte în ambuteiaj. Spre exemplu, ceea ce a fost culmea, într-o singură zi, oamenii buni, funcționarași de tot felul, au făcut 47 de solicitări ca să le se creeze confort, ca ei să ajungă mititei înaintea tuturor, fără ambuteiaj. Adică semafoarele erau reglate pentru cineva, iar ca să revină la normal era nevoie de 4 minute. 47 de ori într-o singură zi, ca acești prințesi, prințese, regini, regi ai Republicii Moldova, să se miște prin Chișinău așa cum le este confortabil lor, blocând artere importante, blocând bulevarde și tot așa mai departe. Vom solicita ca și perioada când sunt diverse delegații, traficul să nu mai fie stopat nicicum, nici sub o formă. Asta se poate face pe benzile dedicate fără a mai bloca intersecțiile. Am văzut mașini de poliție parcate pe benzile pentru cicliști. Am văzut că în loc să facă benzi reversibile, își bagi de benzile dedicate și tot așa mai departe. Cum ziceam, se pare că bunul Dumnezeu nu ține în această privință cu acești bravi reprezentanți ai neamului. În continuare, Primăria Municipiului Chișinău pregătește metodologia parcărilor în zona centrală, construcția parcărilor de captură și la unele deja se lucrează în această privință. Vom vedea acel proiect realizat împreună cu UTM, cu parcarea multietajată și vom realiza și în alte locuri. Apropo, proiect la fel atacat prin diverse forme de către cei de la guvern. În preajma tuturor obiectivelor noi sunt create locuri de parcare, vom continua să creăm benzi dedicate pentru transportul public. Sarcina Primăriei Municipiului Chișinău este să creeze infrastructură. Noi nu avem poliție municipală, pentru că nu ne-ați dat. Și în continuare refuzați acest lucru. Îmi cer sincer scuze de la locuitori, deoarece mai multe străzi și trotuare sunt în reparații care la fel duc la ambuteiaj. Nu putem repara altfel. Dar e nevoie ca pe urmă să fie bine. Și în cadrul ședinților de lucru a direcțiilor și responsabililor primării, în comun cu specialiștii de la Ministerul de Interne, unde chiar cred că au mai rămas mulți oameni profesioniști, se lucrea și s-a discutat la aspectele ce țin de semaforizarea intersecțiilor nedirijate, semaforarea intersecțiilor giratorii principale și celor de complexitate deosebită, reglementarea și sistematizarea trecerilor pietonale prin semaforizarea, reglementarea și sistematizarea spațiilor de parcare într-o evitare a parcării pe partea carosabilă pe arterele principale, modernizarea intersecțiilor semaforizate, dezvoltarea unui sistem de semaforizare coordonat, reproiectarea configurației intersecțiilor cu carențe, reorganizarea fluxurilor de trafic prin revizuirea și reglementarea sensurilor de deplasare pe unele străzi din oraș conform fluxurilor prioritare, propunere de amendamente pentru extinderea semnificației marcajului pentru a nu admite formarea blocajelor de grilă pe rețea, examinarea posibilității implementării berzilor reversibile și, am zis, aceste propuneri au fost făcute. Evaluarea implementării intersecțiilor denivelate pe arterele principale, implementarea centrului unic de control a traficului pentru monitorizare în timp real și reacționarea în funcție de situația prevalentă ale condițiilor rutiere, implementarea stațiilor meteo automate pentru reacționarea în timp scurt în zonele problematice și combaterea poleilor, indicatoare de mesaje variabile pe arterele principale cu viteza recomandată în funcție de răspunsul centrului de trafic. Scopul tuturor capitalelor astăzi este de a încuraja mersul cu transportul public. Este complicat. Fiecare familie, sau multe dintre familii astăzi, au și câte două mașini. Noi spunem că nu sunt locuri de parcare, dar centrul și orașul este o parcare imensă. Toată lumea parchează pe unde vrea. Pe carosabil, pe trotuar, pe zonele verzi. Cum își dorește fiecare așa și parchează. Chiar dacă puțin mai la deal sau mai la vale, mai în stânga sau în dreapta, sunt locuri de parcare. Nu avem noi încă cultura să mergem pe jos. Nu este nimeni vinovat, dar trebuie
încet să avem acest lucru și să învățăm împreună. Ca și în alte țări, în alte dezvoltate, orașe, unde atât ne place să dăm exemplu. Am văzut o declarație a unui alt președințel de parlament, cum că ei au avut sentimentul, atenție, că guvernul a dat aviz pozitiv la decizia lor stupidă cu majorarea de două ori a salariilor pentru judecătorii Curții Constituționale. Ei au avut sentimentul, da? Sentimental, oameni. 63 de deputați. Sentimental. Un guvern întreg sentimental. O întreagă președinție. Întrebarea mea este, domnule președințel de parlament, dar dacă un medic la tratare vă zice, când veți sta în reanimare sau în altă parte, nu de doamne, că a avut sentimentul că v-a administrat medicamentele necesare. Dumneavoastră, cum ați reacționat? Am zis că culmea incompetenții și iarăși, vreau să întreb, ca și în cazul acelui președințel de comisie, dar organele de drept, ANIU, nu vrea să întrebe de unde are acest președințel de parlament 8 terenuri, 3 averi imobiliare, un apartament, o casă de locuit, o casă de lux de locuit, estimată la 11.000 de euro. Toată informația este publică. Ăștia care ne învață de la tribuna Parlamentului să fim onești, cinstiți și tot așa mai departe. Arătați-mi oameni simpli care au 8 terenuri, un apartament, 3 averi imobiliare, o casă de locuit sau în cazul celuilalt care n-a ridicat un pai în viața lui. 3 apartamente, o casă, mașini. Sau ăsta care cu offshore-uri peste tot. Milioane, fără aproba. Și ăștia ne învață cum să trăim. Așa. Haideți că vom continua. Am văzut conferințe de presă. Ăsta de la Poșta Moldovei, care e președinte de fracțiune pe la Oamenii Buni în CMC. Apropo, să-l întrebați data viitoare, ce face el în orele de lucru? Că protestează în orele de lucru, face conferințe de presă în orele de lucru, dacă muncește. Am văzut declarațiile acestui alt președințel de fracțiune, de pe foaie, așa, scrise, frumușele, în oficiu. Eu le doresc măcar să le înveți pe de rost atunci când le fac cineva notițe. Reprezentații PAS, ca toată lumea să știe, oficial au venit cu o singură propunere la buget, care la fel a fost inclusă, este vorba despre proiectarea unui străzi, iar cu o listă suplimentară au venit după toată procedura de dezbatere. Atenție! Noi n-am făcut așa cum au făcut ei, pac-pac, și au aprobat bugetul fără ca să consulte cu nimeni. Despre asta vom discuta la muncit, la Consiliu. Noi am avut un proces foarte amplu de consultări publice. S-au trezit. Deci termenul limit era data de 9 decembrie, s-au trezit ieri să vină cu un set de propuneri. Știți cel mai interesant ce e? Că 95% din toate aceste propuneri sunt incluse în buget de către executiv. Adică nici măcar n-au citit bugetul, ca să înțelegeți cât de competenți sunt acest tovar. Dar da, la conferințe de presă, l-a scris pe Facebook, l-a scris pe alte rețele de socializare, sunt mega mergeri. Reamintesc. Toate propunerile primăriei municipiului Chișinău la bugetul național pentru Chișinău, pentru suburbii, au fost ignorate în totalitate de către guvernarea PAS. Avem toate documentele care pot fi ca și probă în această privință. Repet, acești oameni în general nu au idee despre ce vorbesc. Au încercat să mă întrebe alții dacă nu se votează bugetul. Vom continua să muncim. Am primulat primăria cu un sol de minus 128 de milioane, 129 de milioane. Anul acesta îl încheiem nu cu minus, în situații pandemică, în situații când am implementat sute de proiecte în municipiul Chișinău, avem un sol pozitiv de plus 300 de milioane minimum estimat la ziua de astăzi. Astăzi dimineața erau 459 de milioane în conturile primăriei municipiului Chișinău. Asta înseamnă că fiecare bănuț care vine în bugetul municipal, fiecare licitație care, spre diferență de ei, este publică, noi nu o ascundem. Noi nu spunem că la ora 3 vor fi publicate ofertele
după care se spune că e secret de stat sau nu știu ce altceva. Totul absolut este transparent. Luați exemplu. Iubitorii de coridor revers. Cei care astăzi nu vor vota bugetul sunt contra locuitorilor municipiului Chișinău. Contra celor din suburbii. Voi face referință la aceste subiecte mai mult în detaliu acolo, la Consiliul Municipal Chișinău. Cam asta am vrut să vă spun în ziua de astăzi. Am văzut că toți sunt foarte activi cetățenii, nu pot să nu le răspund. Cum merită? Mai era ceva despre târguri. Știți și v-am arătat. Am transmis Ministerului de Resort, Guvernului, solicitarea de a coordona și de a coagula eforturile pentru organizarea sărbătorilor de iarnă. Aceste sărbători trebuie să ne unească. Iarăși au decis să fie două târguri. Nu avem nimic contra noi. Este, cum am zis, foarte bine până la urmă, sărbătoarea este și sărbătorile sunt pentru toți. Doar că există un singur dar. Avem semnat contract cu antreprenorul care a câștigat licitația organizată de BRBI cu privire la reparația străzii 31 august. Despre acest lucru am informat până ăștia au decis spontan, și iarăși au fugit de la comentariile pe care le-au solicitat, de ce spontan au decis să organizeze târgul de Crăciun. Atât guvernul, cât și reprezentanții președinției. Acum, în unele locuri, deja se intervine cu lucrări, inclusiv în acea porțiune pe 31 august, ca să nu existe interpretări în spațiu public. Uite, primăria ceva nu ar amenaja sau nu ar coordona, anunț, rog direcția transport să retragă împreună cu antreprenorul absolut totul din acea zonă și suspende lucrările pe 2 luni de zile. Dar vă asumați întârzierea acestor lucrări în viitor. Deci, repet, direcția transport și antreprenorul să aducă în ordine șantierul pentru ca Mititei să se poată bucura de sărbătoare. Cam asta. Întrebări? Dacă nu sunt, vă spun o zi frumoasă. Acolo avem datele încălcărilor, întreprinderilor despre care am vorbit. Și așa cum spuneam, de luni o să-i deconectăm.